maestri, onorată asistență, astăzi, prin semnarea acestui contract de finanțare, s-a dispus, de fapt, deschiderea unei oportunități financiare, atât de mult așteptată de nemțeni, oportunitate ce se va concretiza în construirea unui spital nou, care se corespundă până la cel mai mic detaliu standardelor moderne în ceea ce privește actul medical. Realizarea noului Spital Județean Neamț este un moment pe care îl așteaptă nemțenii de mulți ani, iar astăzi, prin semnarea contractului de finanțare, proiectul devine o certitudine. Această investiție are o valoare de 1,68 miliarde de lei și suntem în faza de achiziție pentru proiectare și execuție lucrări, cu o achiziție cu o valoare de 962 de milioane de lei. Spitalul se va construi pe un amplasament nou, va avea 3 corpuri de clădiri interconectate și cu o suprafață desfășurată de 67.000 de metri pătrați. Unitatea va cuprinde toate secțiile necesare funcționării unui spital județean de urgență și va avea o gamă largă de facilități medicale de ultimă generație. Domnule Ministru al Sănătății, vă mulțumim mult pentru implicarea în acest proiect și vă rugăm să țineți un discurs pe acesta. Mulțumesc, domnule prim-ministru, domnule președinte al Consiliului Județean, stimați reprezentanți ai autorităților locale, parlamentari și, în ultimul rând, dragi nemțeni, reprezentanții presei de asemenea. N-am deținut neapărat un discurs, doar câteva idei. Odată cu semnarea acestui contract important pentru județul Neamț, noi am reușit să ajungem la un nivel de 98%, peste 98%, grad de contractare din PNRR. Deci, practic, am reușit să contractăm toate fondurile aflate la dispoziția Ministerului Sănătății și cred că și acest spital, la fel ca și multe altele care sunt deja în faza de execuție, va putea să fie finalizat la timp. Să sperăm că nu va fi nevoie de prelungirea termenului, pentru că, din câte am înțeles, din câte am discutat, procedurile se apropie de finalizare. Așteptăm ofertele, bineînțeles, pentru proiectare și construcție și execuția și dotarea acestui spital, care trebuie realizată într-un timp limitat, dacă vreți, dar pentru care există perspective serioase de realizare și... Cu adevărat o promisiune făcută, în primul rând și parlamentarilor, și domnul Harpa, care de fiecare dată, când ne vedeam cu activitate și politică și administrativă la guvern, întotdeauna îmi amintea și îmi spunea problemele pe care le are împreună cu unul președinte al Consiliului Județean să, ca acest proiect să prindă viață. În mod special vreau să-i mulțumesc domnului ministru, care s-a implicat direct, domnul Rafila, și a înțeles importanța acestui obiectiv în Moldova, la fel ca și Spitalul Regional de la Iași, la fel ca și Spitalul de la Bacău, la fel ca și Spitalul de la Vaslui, toate prinse pe fonduri europene, prin PNRR, și pe urmă am prins și Botoșanul și Bocșanul Vrancea, am prins și cu fonduri de la BEI, astfel încât termenele de execuție să fie cele asumate de către statul român. Mă bucur foarte mult că am reușit astăzi să închidem un mit și faptul și până la urmă o minciună. Acest spital nu va prinde viață, acest spital nu se va face. Știți la fel de bine ca și de povestea, el a fost, la un moment dat, proiectat mult mai mare, dar cred că dimensionarea din acest moment și, cum spuneați, 1,7 miliarde, o investiție majoră în Neamț, nu mi-am aminte, cel puțin din cifre când a fost prinsă o asemenea investiție majoră și speram din tot sufletul
ca domnul Arpa să-mi dea liniște